Salut tuturor, numele este Andreea și bine am găsit la un nou vlog. Vin astăzi cu niște informații noi despre cazul lui Colo, dar nu mai intru iară subiectul cu live-ul. Astăzi vă spun doar tot ce am aflat eu nou despre cazul lui Colo. O să vă citesc exact ce am găsit pe internet și în afară de ce am găsit pe internet am o sursă sigură. O să vă spun direct, acesta este un videoclip scurt pentru că nu am de gând să mă lungesc și să intru iară subiectele pe care le-am discutat și în vlogul anterior. Nu ar avea sens să intru iar în ele odată ce le-am discutat și le-am repetat, deși unii oameni am văzut comentarii că nu ați înțeles ceea ce am vrut eu să spun. Eu în niciun caz nu țin cu violul. Deci chestia asta vreau să o înțelegeți. Am scris și în comentarii mai multe chestii la videoclipul anterior, pentru că am văzut că mulți dintre voi nu ați înțeles ce am spus eu acolo și ați interpretat ca și cum eu îi țin partea lui Colo și nu este așa. Ok, deci Colo a ajuns acasă și în momentul de față se află în control judiciar. N-are voie să posteze pe absolut nicio rețea de socializare, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, n-are voie să posteze absolut nimic, nu are voie să facă conținut de tip vlog sau stream, are voie să comunice, să dea mesaje și chestii de genul ăsta. După ce va trece această perioadă de 2 luni, urmează altă lună în care nu mai este în control judiciar, dar tot nu mai are voie să posteze nimic. Articolul pe care îl citesc acum este dintr-un comunicat de presă, citez: Compartimentul de informare și relații publice din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2 București este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele. La data de 10.06.2020, parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2 București a dispus înlocuirea măsurii reținerii cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de un inculpat cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni de instigare publică, faptă prevăzută de articolul 368 alineatul 1 din Codul Penal. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul este obligat să respecte interdicția prevăzută de articolul 215 alineatul 2 să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia să săvârși fapta, adică postarea în spațiul online, de exemplu YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, de videoclipuri de tip live streaming vlog. Inculpatul va fi pus de îndată în libertate după efectuarea formalităților necesare. Din probele administrative, până în acest moment în cauză, s-a reținut în sarcina inculpatului faptul că în luna august 2019, inculpatul a realizat un videoclip de tip vlog live streaming în care își instiga urmăritorii și abonații să realizeze infracțiuni de viol cu precădere asupra persoanelor de sex femeiesc minore, considerând că aceste fapte sunt justificate. Da, deci v-am citit articolul, cred că ați înțeles și de la mine în mare parte despre ce este vorba. Pur și simplu acolo nu mai are voie să posteze pe Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, nicio rețea de socializare timp de 2 luni. A treia lună iese din acest control judiciar, dar tot nu are voie să posteze. Pare foarte rău pentru abonații lui Colo care îl urmăresc, 3 luni nu o să mai vedeți nimic cu el. Sper să-i rămâneți alături și în astea 3 luni, să-i dați mesaje, să-l încurajați, să nu uitați de el. Cât pentru cei care l-au înjurat în toată această perioadă, eu zic să vă opriți. Aparent omul acum chiar și-a primit pedepsa. Haideți să nu dărim rău nimănui, nu? Mă scuzați că a fost un vlog foarte, foarte scurt, dar a fost un videoclip informativ ca să vă pun și pe voi la curent și din acest moment chiar vreau să închei acest subiect cu Colo. Omul acum și-a primit pedeapsa și v-aș sfătui să încetați și voi cu jignirile și cu subiectul acesta. Sper că nu ați înțeles în vlogul anterior un mesaj greșit. Eu în niciun caz nu am ținut cu Colo și nici n-am ținut cu violul, am spus, sunt împotriva violului 100%. Dar haideți să nu începem să-l jignim, să aruncăm vorbe urâte, pentru că cu toții suntem oameni și cu toții greșim. Nu uitați, dacă vă place contentul de pe canalul meu, să vă abonați la canal. Nu vă abonați pentru treaba asta cu Colo, pentru că nu vreau să câștig abonați de pe urma răului altcuiva. Să spuneți și părerea voastră despre pedeapsa pe care a primit-o Colo. M-am pupat!